Bună seara, doamnelor și domnilor! Grandoare la Paris de Ziua Franței cu invitat special Donald Trump. A fost recepție și la București, la ambasada Franței din București, cu personajele autohtone cunoscute, vânați și vânători. O să vedem imaginile de la ambasada Franței de mai devreme, de la recepție. Domnul Liviu Dragnea și-a făcut apariția acolo, doamna Chioveși și-a făcut de asemenea apariția la această recepție, fix în ziua în care domnul Liviu Dragnea anunța la televizor că da, este o țintă pentru această doamnă, pentru doamna Chioveși. Mai ales că tot astăzi au fost chemați pe rând apropiații lui Liviu Dragnea la DNA și au fost și puși sub urmărire într-un dosar cu evaziunea fiscală. O să vă explicăm despre ce este vorba. Pe plan politic, domnul Dragnea este de asemenea extrem de urmărit și de hărțuit de tot felul de personaje, mai puțin sau mai mult imaginare. Domnul Teodorovici, care a fost și el la această recepție la ambasada Franței, tocmai a fost dat afară după 5 zile. A fost dat afară de la guvern, ocupa acolo funcție de consilier onorific, pentru că a început să vorbească așa cum nu trebuie în PSD. Știți că în PSD se vorbește în baie. Dacă ai păreri, le spui în baie. Exact asta spunea domnul Liviu Dragnea. Domnul Teodorovici s-a apucat să vorbească la televizor. Ba că nu e bun stadionul de la Telorman, pe care vrea să-l construiască domnul Liviu Dragnea acolo și a și alocat 12 milioane de euro. Ba că nu e bună taxa aceea pe cifra de afaceri, ba că ar vrea impozitarea BOR, tot discuții care n-au legătură cu linia dictată de șeful suprem, domnul Liviu Dragnea. Să vă prezint invitațiul care analizăm toate aceste subiecte, mai avem și altele pregătite. Andrei Bădin de la Flux 24, bună seara, Andrei. Bun seara. Bine ai venit. Domnul Alfred Bulai, sociolog, bună seara, domnule Bulai. Florin Durgheu, avocat, bună seara, domnule avocat. Bun, și bun, Cornel Ivanciuc, jurnalist, scriitor, bună seara, domnule Ivanciuc. Bun seara. Așadar, să începem cu imaginile de la ambasada Franței și să pregătească colegii și acea declarație pe care a făcut-o domnul Dragnea în legătură cu faptul că este o victimă, că este o țintă. Domnule Ivanciuc, încep cu dumneavoastră. Ați văzut expresia feței domnului Liviu Dragnea când a dat cu ochii de Chioveși și la această recepție? Da, parcă l-aș fi văzut pe dracu, scuzați-mă. Da, e bântuit deja, este posedat domnul Dragnea sau mai bine zis are mania persecuției în mai multe registre. Mă rog, în ceea ce o privește pe doamna Chioveși, poate ar avea motive întemeiate să zică că îi poartă pricinele, dar în ceea ce îl privește pe Soros, aici lucrurile sunt foarte nuanțate și foarte diferite și foarte departe de ceea ce își imaginează Liviu Dragnea. Pentru că a găsit un cal de bătaie taman bun, este calul de bătaie universal, Soros. Când ai o problemă, când nu-ți merg treburile bine, când n-ai saci în căruță, când ai ghinion, când ești corupt, când scrie presa despre tine, hop, apare și domnul Soros. El a crezut că dacă Soros a fost în gura președintelui american, Donald Trump, într-o anumită perioadă, înainte de alegeri și imediat după alegeri, își permite să vorbească și să-l persifleze și să-l bănuie și să-l suspecteze pe Soros de toate făcutele și nefăcutele din viața lui. Da, dar dacă discutăm despre momentul, despre ziua de astăzi, de pildă, da? Cu deschiderea acelui dosar, prietenii domnului Dragnea de la Telorman, da? Anchetați într-o speță care nu are legătură cu Teldrum. Dar nu-i deschis acum. Dosarul este 24 septembrie 2014. 25 septembrie 2014. 24 au fost percheziții. Ok, și acum sunt, acum anunță Direcția Națională. Au făcut niște șmecherii cu nu știu ce tractoare, l-au dus din Germania, agricole, l-au plimbat, da, prin Bulgaria și l-au dus. N-are nicio legătură directă cu domnul Dragnea. N-are, nu. Eu am citit acest comunicat, n-are nicio legătură. Singura legătură e că domnul acela a fost nimic. Deputat, cum îl cheamă, Solomon. Sau cum Simionescu, Adrian Constantin. Simionescu este cumnatul lui Fișcuci. E căsătorit cu sora lui Fișcuci și e vicepreședinte la Consiliul Județean Telorman în acest moment. Da, haideți să vedem ce spunea domnul Liviu Dragnea în legătură cu faptul că a devenit o țintă și apoi mai face un fost șef SPP, o analiză foarte interesantă pe Facebook în legătură cu momentul în care se află Dragnea și cine îi poartă sâmbetele, pentru că se pare că deja e, a intrat așa pe o pantă descendentă. Declarația lui Dragnea. Cum vi se pare această anchetă și dacă dumneavoastră sunteți vizat și dacă aveți o legătură?
eu înțeleg că am legătură cu tot ce se întâmplă în România și nu numai interior, în general. Am citit comunicatul DNA-ului, dați-mi voie să vă spun că nu prea înțeleg. Deci e vorba de un teren care a fost transferat la o autoritate publică, nu, la o autoritate publică, pe lângă alte zeci sau sute de transferuri care au avut loc în România și când se transferă așa ceva, se transferă și cu drepturi, dar și cu obligații. În legătură cu de drum, vă așteptați să fiți audiați? Astăzi au fost chemați la audiere. Da, domnișoară, știți ceva? Mă aștept să fiu audiat de doamna Chiovi și pentru orice se întâmplă în țara asta. Și dacă plouă. Nu cred că mai e vreun secret pentru cineva că sunt ținta acestei doamne de foarte mult timp. N-am nicio legătură cu Teldrum. Ar fi a 10-a, 15-a, 20-a ancheta despre acea societate. N-am nicio legătură cu acea societate. În documentele Rise Project, astăzi ministrul de interne spunea că a făcut verificări și nu se regăsesc în structurile din subordinea ministerului de interne. Ce veți face dumneavoastră? Aveți de gând să dați un judecat eventual? O să văd ce o să fac. Nu o să stau degeaba. La dumneavoastră că spunea, ați discutat pentru că ea a fost deja audiată la DNA, știți cumva în ce calitate și de ce? De ce a fost chemată? Pentru că a fost soția mea. Sunt unii care cred, care au ocupat niște funcții, niște structuri din stat sau cine ocupă acum niște funcții care cred că eu sunt amnezic, se înșală. Se înșală amarnic. Domnule Bulai, ce-o fi vrând să zică cu această expresie? Cei care au funcții publice în acest moment să nu creadă că sunt amnezic. Adică o să înceapă domnul Dragnea să vorbească, să spună ce? Ce să ne spună? Sună ca o amenințare asta. Da, mă rog, poate fi citită și aceea, dar nu știu dacă în realitate funcționează ca o amenințare. E o chestie de discurs public în care vrea să iasă, cum să zic, deasupra situației. Pentru că în rest nu înseamnă absolut nimic. Și Traian Băsescu avea replici de-astea când și când ne mai atragea atenția, le atragea atenția unora și altora. Nu cred că înseamnă nimic altceva din punctul meu de vedere. De altfel, domnul Dragnea cumva stă în acest ansiajul acestei problematici pentru că în mare măsură contribuie la întreținerea ei. Pentru că o variantă pe care poate să o aibă este să nu vorbească despre lucrurile astea. Asta a fost strategia de până acum. Nu a discutat și cu toate astea... Nu, a discutat de fiecare dată. Nu, a discutat de fiecare dată. A discutat de fiecare dată. Acum că este în centrul atenției publice în toate aceste dezvăluiri care de care mai șocante, interesante, mai puțin interesante, este adevărat. Dar pe de altă parte, sigur că el a întreținut, adică el a adus cazul Soros în discuție, că nu a venit domnul Soros să ne anunțe că are o țintă personală la București. Deci, cumva a pus în permanență puțin gaz pe foc în această dispută publică. A rămas în centrul atenției, probabil este de câteva săptămâni pe agenda pe primele locuri și probabil că cine l-a luat la țintă? Cine vrea să-l elimine? Pentru că asta spune domnul Dragnea. Cineva vrea să mă elimine? Nu, eu cred că face parte dintr-o terapie, dacă mă întrebați, pe care încearcă tocmai pentru ca să abată atenția. Deci PSD-ul a avut o mare problemă uriașă. Adică povestea cu guvernul Grindeanu, moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. E o situație, cu totul periculoasă pentru un partid care se află la guvernare, de fapt pentru coaliție, dar partidul principal contează. Iată, nu se mai discute deloc. Acum avem alte. Să lasă ideea că, de fapt, a fost o mașinațiune și că n-a fost vreo problemă, cumva, din interiorul partidului, nici măcar din România mai nouă, adică există doamna Chiove și domnul Soros singurii care sunt adversarii reali ai coaliției. Adică, cumva, a reușit această strategie să atragă discuția într-o cu totul altă zonă decât cea care ar fi fost interesantă. Nu vi se pare că domnul Dragnea începe să... Oricum, nu prea mai pare în apele lui așa, în sensul că a devenit ușor furios, ușor agresiv când e întrebat despre lucrurile astea. Psihologic și închei. E o chestiune de diferită. Gândiți-vă, a avut o strategie ultra câștigătoare anul trecut. Mă refer la campania electorală. Într-adevăr, a fost liniștită în banca lui, nu avea niciodată, nu punea niciun fel de gaz pe foc. A fost într-o poziție de învingător absolut imediat după alegeri, a suportat relativ ușor șocul refuzului lui Iohannis, jocul ăla dur în care îl amenința pe Iohannis că știi să fii liniștit, noi avem o singură propunere, a avut și a doua, a fost șoc însă din ianuarie,
care a dat total peste cap amvergura pe care o avea. Și a început bâlbâiala? De atunci nu-și mai revine? În acel moment a început bâlbâiala, a apărut cazul Grindeanu, care a avut rădăcini mult înainte de scandalul propriu-zis. Și sigur că în acest moment PSD-ul este erodat ca la sfârșitul mandatului, deși ei au doar jumătate de an de guvernare. Nu mai e în situația aia de început, cu siguranță. Da, aș vrea să vedem în continuare câteva imagini cu prietenii, tovarășii, camarazii domnului Liviu Dragnea, care au fost chemați la DNA în povestea asta cu evaziunea fiscală, și apoi să-l întrebăm pe domnul avocat. Deci, avem un dosar din 25 septembrie 2014, jurnaliștii de la Rise Project vorbesc despre afacerile TEL, drum despre nota aceea secretă, iar DNA ca răspuns, uitați, da, facem niște audieri și avem chemăm un dosar, și presa, chemăm și presa, și avem un dosar, dar nu are nicio legătură cu TEL, drum nu are nicio legătură cu Dragnea, nu are nicio legătură, doar că sunt personajele astea care apar și în speța cealaltă. Haideți să-i vedem pe acești domni la DNA. Ce știți despre afacerea TEL, drum? Nu știu nimic. Am nicio declarație. Am organizat așa cum vorbesc procurorii? Vă s-au luat șpăți? Că nu declar nimic. Da? S-au fraudat fondurile de stat prin Teldrum? Ce le-a spus procurorul? Ce Dragnea în toată afacerea asta? Are acel la purtător așa cum spune? Oameni buni, a spus că nu fac nicio declarație. Da? Dar dumneavoastră știți lucruri din interior. Sunteți prieteni de atât atent cu Liviu Dragnea. De unde știți dumneavoastră? Aveți o relație apropiată cu Liviu Dragnea. Vorbă despre Teldrum? Știți ceva despre afacerea Teldrum? V-a ajutat Liviu Dragnea? Deci, chiar nu mă simt bine, mulțumesc frumos. V-ați vorbit ultima dată cu Dragnea? Domnul avocat, explicați-ne și nouă. Deci cum s-a trezit doamna Chiovici și să-i cheme pe domnii aceștia fix astăzi să-i audieze pe un dosar vechi de 3 ani? E în lucru la DNA și care n-are nicio legătură cu Dragnea. Probabil a fost o pură întâmplare. Și... Vă dați seama, nimeni noi nu crede. Noi nu credem în coincidențe, așa că... Nimeni nu crede. Nu, au fost... I-au chemat să le spună că sunt inculpați. Nu, dar de ce au plecat toți? Deci dosarul ăsta aveau, din 2014. Două au plecat toți. Aveau posibilitatea să dea declarație. Aveau, doamna, dar niciunul. Ideea următoare, într-adevăr, în coincidențe puțină lume crede. Pe marginea acestui scandal Teldrum, acum au fost citate la DNA aceste persoane din anturajul domnului președinte Liviu Dragnea, președintele PSD-ului. Este cel puțin ciudat momentul ales, dar face parte din tactica de urmărire penală. Acest dosar a fost format, s-au declanșat cercetările acum vreo 3 ani, din câte înțeleg. Până acum nu s-a întâmplat nimic, foarte ciudat. Nu s-a întâmplat mare lucru deoarece nu s-a întâmplat în 24 septembrie 2014 când au percheziționat locuințele din momentul acela. I-au adus cu mascații la DNA pe toți ăștia. Da. Și după aceea i-au lăsat în pace. Din momentul acela până acum, 3 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Și dacă nu scriu jurnaliștii de la Rise Project despre Teldrum și apărea nota aia, mai chemat? Îi spun eu de o lună de cazul ăsta că i-au adus cu mascații, au făcut cercotecă și după aceea i-au lăsat în pace, de cazul ăsta spuneam. Atunci spun de o lună, tot spun, domne, ce se mai întâmplă cu cazul ăla? Ți-a arătat la televizor cu mascații. Dar mi se pare că și DNA începe să facă exact jocurile murdare pe care le face Dragnea. Adică îl întreb de ceva, îți răspunde de altceva. La DNA, dacă îi întreb de afacerea Teldrum, ei îți răspunde Brazilia. Dacă îi întreb de Teldrum, îți răspunde evaziunea fiscală făcută de băieții ăștia cu firma Proinvest și cu niște utilaje agricole. Deci... În acest dosar, doamna Ciulin, este foarte clar. Din 2014 până acum nu s-a întâmplat mare lucru de la momentul la care au avut loc perchizițiile. Căci dacă s-ar fi întâmplat ceva esențial și s-au fi administrat probe care să conducă către vinovăția persoanelor cercetate, s-ar fi pus deja în mișcare acțiunea penală și aceste persoane dobândeau de mult calitatea de inculpat. Acest lucru s-a întâmplat doar acum. Domnule Ivanciu. În mod cert, ancheta Rise Project a atins un punct sensibil. Începe și a determinat... Începe să se justifice, doamna Chioveși. A determinat DNA să-și schimbe probabil nu opțiunile, ci atitudinea în ceea ce privește o agendă pe care noi nu o cunoaștem. Sunt Dar foarte multe coincidențe. N-are nimic altceva, domnule Ivanciu. Păi dacă ați fost dosarul ăsta, care nu are legătură cu descoperirile făcute de jurnaliști. Este foarte adevărat. Pe mine ce mă intrigă, ca o observație făcută de-a lungul timpului, această coincidență între date de naștere ale inculpaților, anumite momente aniversare, deci sunt prea multe situații în care mulți inculpați sunt pur și simplu scoși de la naftalină sau reînviați
sau sculați din morți, exact în contextul unor evenimente personale sau date care au legătură cu datele lor personale. Am observat chestia asta și nu cred că e o coincidență. Deci este o figură sau mai multe figuri foarte neinspirate, profund neinspirate și disgrațioase în același timp, la DNA, lipsite total de imaginație, făcând chestia aceasta care intrigă pur și simplu, irită. Pe mine mă irită în ceea ce privește prestația DNA, în care eu cred și o justific. Am spus că DNA e ca o apă mare, ca o viitură care poate să ducă la val de pe maluri, inclusiv pescari, colibele pescarilor, sate mici. Dar chestia asta pe mine mă irită. Această lipsă de coincidențe între anumite presiuni care se pot face, cum este cea a Rice Project, și dosare care trenau sau care, peste care se depusese praful. Și peste acest dosar al lui Liviu Dragnea părea că se depusese praful. Părea că nimic nu determina DNA să-l scoată la iveală. Și iată, vine Rice Project, creează un turbion, un vârtej, un cutremur chiar, determină unitatea, fosta unitate 2 și un sfert de JB, să ia atitudine lepădându-se de nota aceea, ca și cum n-ar fi făcut-o, deși sunt absolut convins că este făcută de 2 și un sfert, nota. Păi, ați văzut ce a spus astăzi doamna Carmen Dan? Că a dat niște explicații în legătură cu nota asta, că n-au găsit-o, au căutat-o, să pregătească colegii declarația pe care asta a făcut-o doamna Carmen Dan. Asta e neglijență crasă în serviciu, nu există nu așa ceva. Nu au găsit ceva. Această, n-are număr de înregistrare sau nu știu ce n-are. Haideți să auzim ce spunea astăzi doamna Carmen Dan în legătură cu hârtia asta. Toate astea să știam că prima dată n-au putut antre. Acel document emană de la o instituție, de fapt, este trecut pe document antetul unei instituții. Vorbim de Inspectoratul Județean de Poliție Telorman. Am făcut verificări serioase în registrele de evidență ale Inspectoratului Județean de Poliție Telorman și acest document nu se regăsește înregistrat instituțional așa cum ar fi fost normal. Mai mult decât atât, am făcut verificări la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă. Nu s-a regăsit nici în evidențele acestei structuri. Un document preconceput, prefăcut, în alte scopuri. Nu acelea procedurale, instituționale, de a urma o cale normală, firească, legală, instituțională de sesizare a unor instituții sau autorități competente. Am informații și nu le-aș spune dacă nu aș considera că sunt informații certe, că acest document inițial nu a avut niciun antet. Deci cum e, domnul? Deci o scrisoare pierdută sau anonimă. Așa vrea să ne facă doamna ministru, dar Carmen Dan, să credem că de fapt este scorneala unei minți bolnave, probabil, sau unui tip profund imoral sau foarte complexat sau foarte nervos, care a vrut să se răzbune la un moment dat. A inventat o poveste, da? Mă rog, ce spune ea e oarecum logic. Dacă te uiți pe conținutul notei, nota e cam ilegală. Subiectul notei este ilegal. Deci un sfert n-avea nicio treabă să se ocupe cu climatul socio-economic din județul Telorman. N-avea nicio treabă. Probabil că a fost o notă internă, cum spune, fără antet, fără nu știu ce, făcută între ei acolo, și a care acum nu mai știu cum să scoată cămașa, fiindcă dacă recunosc că e a lor, intră în rahat. Și așa spun că nu e a lor, că e așa, oarecum intern, nu e asumat, era așa păi ceva. Nu e asumat, da. Pentru că este vorba de fosta conducere a acestui da, ilegal document. Da. Dacă care tocmai a fost dată jos și a fost dată încă o dată jos și încă o dată jos și acest serviciu în acest moment este jugulat de Dragnea, aș putea să spun. Pentru că s-a făcut tot posibilul și de serii, da. S-a făcut tot posibilul ca DGIP să iasă pur și simplu din sfera de subordonare pe care o avea înainte, de sub tutela președintelui într-un fel care gira sau putea să inspire, sau putea să aprobe sau să nu aprobe numirea unui director al acestei structuri, da? Acest serviciu a devenit sub tutela, a intrat sub tutela lui Dragnea și dintr-o dată îi devine supus. Da, se poate verifica, deci cineva, presa, poate verifica? Nu, niciodată. Presa nu va avea niciodată acest instrument la îndemână pentru că ne lovim de legea secretului de stat.
Tot timpul ni se va spune, ni se vor trânti porți. Nu recunosc. Nu recunosc că e ilegal. Nu aveam nicio treabă să se ocupe de chestia, dar știm, în același timp, la fel de sigur că există din 2012 o notă a SRI-ului la DNA, pentru care două personaje au fost și condamnate că au fotografiat-o și au vrut să-i o ducă domnului Dragnea, n-au mai ajuns la domnul Dragnea pe parcurs, și știm tot la fel că există o grămadă de dosare pe care domnului Dragnea i-au fost închise în vremea în care, să ne aducem aminte, o mângâia pe gips pe doamna Chioveși, juca tenis cu Coldea și juca și cu el alții de la SRI, deci toate acele dosare, mai vorbește cineva de ele? Dosarele cu fondurile de vânătoare, cu fondurile de pescuit, l-au prins cu ele două angajate la Telorman, dar restul dosarelor tari le țin la sertar. Iar cu fișcuci ăștia pe care l-au chemat... Eu nu cred că le țin la sertar, Andrei, pentru că dacă le-ar ține la sertar, ar putea acum să le prezinte sau să cheme oamenii la audiență. Eu cred că pe ăștia 4-5 au chemat astăzi. Dar uite-te că nu au dosarele astea. Eu cred că pe ăștia 4-5 au chemat astăzi să-i sperie, fiindcă fișcuci acum 3 ani de zile, după ce a fost călcat de masca și de rea, prin Alexandria, a transmis așa foarte discret că el nu se mai bagă, nu se mai ocupă și a trecut toate afacerile pe numele nevestei și altor persoane. Deci un personaj care poate fi chemat și spus scrie. Că a scris, că n-a scris, nu știu, dar afacerea Tel Drum și Brazilia nu va fi, nu va putea fi rezolvată decât dacă unul din ei dă în gât. Dacă nu dă unul din ei din gât, încât. Bine, dar asta bănuiesc că se poate rezolva ușor, că DNA i-a făcut pe mulți. Putea fi până cătușelul ăsta. Sau poate le-a dat timp să se gândească. Ca urmare accelerării cercetărilor în acest dosar, se poate ajunge și la situația ca aceste persoane cercetate în acest dosar să formuleze denunțuri. Păi, asta zic. Să formuleze denunțuri și atunci nu este lipsit de logică. Dar mie nu și... mi se pare absolut deloc în regulă ce face DNA-ul. Deci nu mi se pare deloc în regulă ce face în momentul ăsta. Dom'le, există în spațiu public această dezvăluire despre Tel Drum, despre afacerile, ai dosar sau n-ai? Dacă n-ai dosar, are documentul de la SRI. Documentul de la SRI din 2012, exact despre Tel Drum și Dragnea, și probabil, din câte știu eu, are același conținut ca și nota de la 21 sfert. Vă rog, domnule Bunai. Trebuie să facem o mică excursie. Securitatea, înainte de 90, generic, erau multe servicii. Aveau multă filozofie pe care o păstrează serviciile secrete, slavă Domnului, și astăzi. Și anume, strângeau informații. De ce? Ca să aibă informații. Mm. Nu ca să ia acțiuni neapărat. Nu. Aveau informații despre oricine. Și le foloseau când era nevoie. Nu neapărat. Sau nu le foloseau. Și altele nu au fost folosite niciodată. Așa că asta e o filozofie care a fost împrumutată de serviciile secrete după 90. Politicienii care au fost în anii 90 foarte aproape de zona fostă comunistă, fie vorba între noi, și au dorit din tot sufletul să aibă toți serviciile lor. De-aia au apărut zeci de servicii secrete pe lângă toate ministerele, ceea ce a supărat SRI-ul, SIE, ăia care, mă rog, nu s-au băgat pe armată, că ăia au serviciu mai performat într-un fel decât astea două de informații. Acum, chestia cu 21 sfert, să fim serioși, în România, în acești 27 de ani, aceste servicii au verificat ce au vrut ele. Nu că legea, că numai... Nu știu. Bine, dar una e scris și așa e și scrie acolo, să lași urmă. De aici a nebunia care a existat întotdeauna pe serviciile mai mici care țin de minister, de ministru, cum e 21 sfert. Acum, sunt convins că dacă există probleme și cu Tel Drum și cu ce vrem noi, acele informații probabil că există. Există la SRI. Că vrea să le scoată sau nu vrea să le scoată SRI, eu nu știu. Habar n-am. De relațiile necuvioase dintre elita politică din România și servicii, de vreo 20 ceva de ani, slavă Domnului, avem nenumărate surprize, dintre cele mai interesante, numai în anul ăsta câte am avut vis-a-vis de tot felul de întâlniri și șezători. Adică nu trebuie să ne mire atât de mult mecanism. Ce scrie pe Facebook domnul Dumitru Iliescu, care a fost șef la SPP în ce vreme? În vremea lui Ion Iliescu. În vremea lui Ion Iliescu, da? Acea consilier prezidențial. Deci, domnul Dumitru Iliescu, sau Mitică Iliescu, cum e cunoscut, ce se întâmplă acum domnului Dragnea nu este deloc întâmplător și domnia sa, ca și ceilalți lideri importanți ai PSD de la nivel central sau local, au fost permanent ținte ale serviciilor secrete care au acționat și acționează după un plan bine elaborat. Elaborat de cine? Păi, un plan al serviciilor secrete de a demantela PSD, care este un serviciu, cum să zic,
atât de solid în mintea, în conștiința generalilor care conduc serviciile noastre de informații, încât mă îndoiesc că aceste servicii și-ar dori să clintească într-un fel puterea PSD. Când știm bine, ne uităm la veteranii SRI și veteranii SIE, care toți, cu foarte puține excepții, de fapt, au simpatizat cu PSD. Deci despre ce vorbim aici? Cine planifică aceste acțiuni? Da, da, bănuiesc sunt că servicii se mai pot străine schimba care, lucrurile care pur și simplu, de moment. Care pur și simplu îi determină pe ai noștri, îi influențează și le fac agenda. Adică a ajuns CIA sau FBI, care au birou la București și s-au auzit că au birouri și la DNA, printre altele. Eu am fost foarte iritat și revoltat când am auzit chestia asta. Și am eliminat posibilitatea asta și mi s-a spus, doamne, noi de la armată, că era o informație provenită din armată, noi așa știm și am și văzut. Am văzut birou de la birou CIA în incinta aparatului central al DNA. Da, dar aici e o situație... Deci, da, aici e o situație mai interesantă, adică am întrebat și eu niște băieți ăștia care au mai văzut pe ăștia la față de pe aici, de pe la CIA. Și unul dintre ei, care e destul de bine conectat, mi-a povestit ce s-a întâmplat cu acest tovarăș. În România, pe la începutul 90, până prin 2000, veneau niște băieți mai bine pregătiți din CIA, care erau profesioniști, erau cu terorism, cu nu știu ce. După 2000 și 11 septembrie, în gașca veche s-a retras din CIA, au venit tot felul de ciudați pe acolo, care inițial au fost trimiși prin Afganistan și alte chestii. Niște ciobani, așa într-o traducere. Iar ăștia mai apoi au ajuns la București, care erau dornici de sânge. Dornici de sânge și veneau ăștia la ei și spunea Coldea, șeful, ăla-i cu rușii, îl urmărim, îl belim, bagă, gata, pe el. Și așa ai noștri au dus de nas pe ăștia, că erau niște nepricepuți. Și sunt niște nepricepuți. Doamne Dulai, ați vrut să faceți un comentariu ceva mai devreme? Nu, chestiunea asta vreau să continui ce spunea Ivanciuc aici. Nume, oamenii servicii nu sunt niște eroi. Ei, față de noi, toți ceilalți, au informații, mai multe, și pe plan intern și pe plan extern. Ei nu sunt extrem de curajoși și nu au planuri mărețe de acțiune, așa cum avem noi impresia. În 1989 erau câteva servicii care îl apărau pe Ceaușescu și el a stat cu miliții în porumb. Pentru că serviciile știau că trebuia să facă schimbarea și nu au nicio jenă să schimbe calimera. De ce? Pentru simplu fapt că aveau informații. Față de noi, ceilalți care ne uitam ca tâmpițe la televizor și credeam că facem revoluție. Din punctul ăsta de vedere, nu trăim într-un alt univers. Să fiți sigură că servicii externe își bagă coada în România? Da, evident. Peste tot se întâmplă asta. Cum s-a acuzat America cu Germania că își ascultă telefoanele la președinți și că, mă rog, încearcă să... Da, nu trebuie să fim acum de la mănăstire și să credem că este un gen de pudoare. Nu, aceste lucruri se întâmplă. Că există oameni în servicii care au stat prea mult în multe funcții și care, sigur, odată ce ajungi într-o funcție în care ai acces la foarte multă informație, vrei să devii și un pic jucător, mai ales dacă ai un jucător politic care îți mai dă și mână liberă. Ce s-a întâmplat în vremea lui Traian Băsescu, să ne înțelegem, că Traian Băsescu față de Emil Constantinescu, ne aduceți aminte Emil Constantinescu, care a povestit la un moment dat într-un interviu că au venit cu tot felul de informații la el și le-a zis să nu vă mai prindă în viața voastră cu... Și mă rog, după aia cred că a regretat. Mă rog, știți ce s-a întâmplat cu marea lui continuarea politicii ăsteia care n-a funcționat pentru el. Dar atenție, Traian Băsescu i-a încurajat pe unii de acolo, este o realitate. Dar masa mare e un sistem. Masa mare, cum zicea Ivanciuc, nu are frică prea mare, e chiar altceva, e un alt sistem. Adică nu, că sunt actori individuali care vor să fie și jucători, da, sunt ferm convins că există asemenea tentații. Da, domnul Dumitru Iliescu cam ajută aici pe domnul Bine, Dragă. Domnul Dumitru Iliescu are o demonstrație mai lungă, ăla e doar începutul. El povestește în esență, în felul următor, pornește de la plecarea lui Dragnea din fruntea Ministerului de Interne și spune, domnule, atunci ar fi ajuns ministrul de Interne, cât a stat, o lună, nici o lună. 10 zile sau cât? Ceva de genul, într-o înțelegere cu Traian Băsescu. S-a fiind la Băsescu, Băsescu i-a spus, ok, ești ministru de Interne, îmi pui și mie niște oameni, înțelegem. Și după aceea povestește, ridică Iliescu cât o fi de reală informația. SRI-ul ar fi început să-i facă niște chestii lui Dragnea, niște dosare. Ăsta s-a speriat, Dragnea, și atunci a demisionat.
Așa povestește Dumitru Iliescu. Și mai spun o chestie apropo Dumitru Iliescu de bătălia lui Dragnea lui cu Soros și aia, informație care mie mi se pare interesantă. Spune, băi Dragnea, nu te mai certa cu fundațiile lui Soros de aici, că nu Soros le controlează. Soros le finanțează, dar de controlare le controlează băieții ăștia din servicii. Și aici cred că nu greșește. Dar Soros a pierdut oricum din alonjă. Puterea lui Soros a fost manifestă în anii 90. Nu, zic de băieții ăștia de aici, care manifestă pozitiv. Așa, da. Soros este unul dintre eroii pozitivi ai neamului românesc. Deci trebuie spusă chestia asta. Eu n-am avut decât o singură finanțare. Am plecat într-o deplasare în Estonia și Rusia cu un grup mare de presă din România. Și au venit și ei la schimb. A fost singura acțiune pentru care îi mulțumesc lui Soros. Dar deci sunt în foarte mulți... lui Dragnea este Sorosii. Da, Sorosii. Sunt foarte mulți oameni în țara asta care îi datorează lui Soros cariera, pentru că Soros a format pur și simplu inclusiv o alternativă a puterii reale a acestei țări. Bine, și Victor Orban, și Victor Orban îi datorează cariera, fiindcă și pe la finanță la început. A finanțat burse pentru cei mai buni oameni în această țară. Da. Deci este la fel ca Ștefan cel Mare și, și Matei Basarab. Eu l-aș pune într-o galerie, pentru că PSD și alte partide care au condus această țară n-au dat nicio bursă nimănui niciodată. Deci, despre asta este vorba. Deci acest mult hulit Soros este omul care a format elitele României, pur și simplu, dându-le posibilitatea să studieze în străinătate. Și venind aici și făcând unii dintre ei cariere extraordinar de frumoase. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi să vorbim puțin despre o nouă execuție în PSD. De data asta a picat domnul Eugen Teodorovici, care ocupa de câteva zile, de vreo 5 zile lucrătoare, așa, funcția de consilier onorific al lui Tudose. Și a făcut niște declarații în spațiu public, așa, iar domnul Dragnea a spus, te duci frumos și îți pui părerile în baie, nu mai ești consilier onorific. Pauză și vedeți tot circul ăsta.